Zeci de mii de medici din Italia au fost suspendați din funcție și trimiși acasă în ultima lună, deoarece au refuzat să se vaccineze împotriva COVID-19. Deși există un decret care stabilește că angajații din sistemul de sănătate și cel de apărare națională să fie obligați să se imunizeze, foarte mulți refuză să se conformeze și țara se confruntă cu o criză fără precedent. Dan Banță, corespondentul Prima TV în Italia, ne explică care este situația. Dan, te ascultăm. Bun găsit tuturor! 2000 este cifra medicilor suspendați doar ieri aici în Italia. Aceștia s-au trezit că nu mai pot veni la serviciu deoarece nu au introdus într-un registru național dovada de vaccinare. De la începutul anului și până astăzi au mai fost suspendați alți 1700 de medici din același motiv, iar evidențele Ministerului Sănătății arată că mai mult de 35.500 de doctori din Italia nu sunt vaccinați în acest moment, nemai putând să lucreze în spitalele de aici din peninsulă. Ca să vă faceți o idee despre cât de gravă este situația în acest moment, vă spun că numai în decembrie anul trecut, aproximativ 7.000 de asistente, infirmiere și alte cadre de îngrijire au fost de asemenea suspendate din funcții pentru că nu s-au vaccinat. Iar atenție, un număr similar de angajați din spitalele din centrul țării nu sunt prezenți la serviciu din cauza infectării cu coronavirus sau deoarece se află în carantină. Această situație s-a deteriorat încă de anul trecut după decretul dat de guvernul italian privitor la obligativitatea vaccinării tuturor celor care lucrează în sistemul sanitar sau cel al siguranței naționale. Aseară, un reprezentant al Ministerului Sănătății a declarat că dacă această criză fără precedent pe care o traversează sistemul de sănătate național italian nu își va găsi o rezolvare, vor fi nevoiți să apeleze la cadre medicale din armată, pentru început, la cadre medicale aflate în pensie și vaccinate cu schema completă, dar se poate merge până la a cere ajutorul unor echipe de medici din țările Uniunii Europene. De altfel, creșterea rapidă a numărului de infectări zilnice, consemnat de la începutul acestui an, a determinat guvernul de la Roma să înăsprească și mai mult restricțiile. Începând de săptămâna trecută, italienii sunt obligați să prezinte un Green Pass pentru a putea intra într-o frizerie sau într-un salon de înfrumusețare, spre exemplu, iar de la 1 februarie, certificatul verde sanitar va fi necesar dacă vreți să mergeți la bancă sau la poștă. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță.